Între timp, armata israeliană face ultimele pregătiri pentru a începe asaltul la sol asupra fâșiei Gaza. Sute de tancuri și vehicule blindate și mii de militari sunt deja la graniță și sunt pregătite să înceapă o incursiune terestră. În același timp, aviația bombardează sistematic țintele din fâșia Gaza. Mergem în momentul acesta la colegul meu, Laurențiu Rădulescu. Este la Ashdod, la această oră unul dintre cele mai fierbinți locuri din Israel, foarte aproape de granița cu fâșia Gaza. Așadar, Laurențiu, bine te-am regăsit. Aș vrea să-mi spui care este situația în momentul acesta acolo și cum ați trecut peste această noapte. Bun găsit, lovituri de artilerie în continuare și în această dimineață și în cursul nopții trecute, lovituri extrem de puternice. Gândiți-vă că noi suntem undeva la aproximativ 15 km de granița cu fâșia Gaza, iar acele lovituri ale armatei israeliene se aud peste tot în această zonă. Oricând, oamenii pot auzi de asemenea alarmele aeriene, ceea ce trebuie să facă în cazul în care, desigur, sunt pe stradă, este să se adăpostească atenție într-un timp de aproximativ 20-30 de secunde. Li s-a comunicat acestor oameni din aceste zone faptul că trebuie să găsească un bunker sau să intre în subsolul unui bloc în tot acest timp. Sunt mii de soldați la granița cu fâșia Gaza, se așteaptă ordinul de invazie terestră și vreau să vă spun un lucru, pentru că am stat de vorbă cu foarte mulți israelieni din aceste zone, spun că este singura soluție din punctul lor de vedere pentru ca Hamasul să fie îndepărtat în totalitate din fâșia Gaza. Nu sunt probleme, în schimb, doar în sudul Israelului, iar acest lucru este o problemă reală pentru acest stat. Și asta pentru că au fost rachete care au lovit statul Israel în cursul nopții trecute, rachete, în schimb, care au fost lansate din zona Libanului. Tocmai de aceea, armata israeliană trebuie să fie cât se poate de vigilent, atât în sud, cât și în nord. Știm cu toții acel scut Iron Dome, care lucrează la capacitate maximă în momentul de față. Pe de altă parte, sunt acele raiduri aeriene și nu numai, de artilerie, inclusiv asupra fâșiei Gaza, acolo unde în ultimele 12 ore, să spun, au fost distruse cel puțin 70-80 de ținte care, spun israelienii, aparțin Hamas. Laurențiu Rădulescu, Costi Pahonțu, mulțumesc foarte mult pentru această corespondență de acolo, de la Ashdod, 15 km distanță față de granița cu fâșia